Șeful Serviciului de Informație și Securitate, Alexandre Saulenko, a demisionat. Cererea de demisie a fost primită de președintele Parlamentului Igor Grosu. Într-un comunicat de presă al legislativului se menționează că cererea a fost semnată de Saulenko în legătură cu trecerea la un alt loc de muncă. Demisia șefului Serviciului de Informație și Securitate urmează să fie examinată în plenul Parlamentului.